Sâmbătă, 7 mai 2011. Suntem în Didim la Hotel Venosa. Probabil suntem primii români care pun picior aici în Hotel Venosa. Deschis de doar o săptămână. Un hotel foarte frumos. Și foarte modern. În momentul ăsta, mai 2011, încă nu este terminat. Swimming pool. Doctorul var. Aici este cabinetul medical. Piscina interioară, mică însă. Piscina interioară este mică, dar pentru momentul ăsta, când nu poate să folosească de afară, este ok. Yes, Dr. Stokul is your favorite place. Go then. Yeah. Yes. Thanks, everybody. Sala de fitness. Foarte bine dotată, dar nu foarte mare. Aparate și cam atât. Da. Nici măcar o ganteră în toată sala. He's responsible about the spot. Okay, he will do the little show for you. Okay? Okay. I make it here. Okay. I do it here. De la mine. Aici e baia turcească. Hai că mi s-a oburit asta. Sikim'de. Mehmet Özdemir. Mehmet Özdemir. Şey değil mi? Spalding Sikim'de. Değil mi? Yok. O değil mi? Dedim geç. Bir şey. Bir tane şey alalım. Sağında kalın. Nice. Did you enjoy it? Nice? Mm-hmm. Yeah. Tamam. Ce e aici? VIP. Camera VIP. A, aici VIP, am înțeles. La recepție îl bracă eu. Camera VIP. No, he
you go to this way. Okay, but since we are if you want to see, no problem. You want to go out from here? Normally we use the main restaurant. Okay, but if there is the door open here, can we go from here? Hangi girdi direkten? Sizce zaten burayı çıkarabiliriz, zorun değil. Burası sapkı yoldan istiyorsa, normalde güzel yer var. Ben restoranın içine gidiyorum. Kim bağlı? Özledin mi bizi? Și ia să vedem. Hello. Da, deci piscina are o adâncime de 1,35 m. Cu siguranță nu va fi sineca. Camera la o vedere la mare. Pentru restaurantele a la carte, au 3 restaurante a la carte. Pe timp de o săptămână se pot duce gratuit odată, restul este extra 10 euro taxa de rezervare. Restaurantele a la carte, italienesc, turcesc și pescăresc. Tamam. Aha, da. Au internet. Asta cred că e piscina olimpică. Main restaurant. Și iată și cele 3 tobogane. Și o piscină foarte mare.
se pune gazonul, iată bucățile de gazon, cum sunt montate. Aici se construiește plaja, se aranjează plaja. Văd și pe plaja este nisip. Și plaja este foarte destul de mare pentru capacitatea de cazare a hotelului. Încă nu este cazare. De la peretele hotelului și până pe nisipul plajei sunt 150 de metri. Iar de la marginea piscinei și până pe nisipul plajei 50 de metri, 30 de metri. Una peste alta, un hotel foarte frumos pe care vi-l recomand. Pontonul e tot al hotelului. Da, deci pontonul e tot al hotelului.